Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi am adus o mașină Nava Amiral a celor de la Audi, și anume modelul Audi S8. Mașina care, după părerea mea, îmbină perfect luxul cu sportivitatea. Bun, pentru început, haideți să vedem cum diferențiem un Audi S8 de un A8 normal. Primul și în primul rând, după body kit-ul puțin mai agresiv, ceea ce înseamnă bara față, pragurile laterale și, bineînțeles, cunoscutele lor oglinzi din aluminiu. Iar pe spate, cele 4 guri de eșapament. Dar, bineînțeles, totul se schimbă atunci când intrăm în interiorul mașinii și vom observa, bineînțeles, pe turometru logo-ul S8, pe volan și mai ales la interior aceste trimuri de carbon. Bun. Jantele vin mult mai mari pe modelul de S8, vin pe 20, chiar unele cu 21. Și ce vine doar la S8, vine echiparea full LED pe faruri, standard. Marea diferență la acest model, la a treia generație de S8 față de generația anterioară, a fost schimbarea motorului. Știți că acum este moda aceea cu downsizing, motoare din ce în ce mai mici și mai puternice. Ei bine, când am auzit mașina asta că va fi lansată și în locul binecunoscutului V10 5.2, care venea și pe Lamborghini Gallardo, ei vor pune un motor de 4 litri turbo. Prima oară m-am gândit, bă, ce s-a întâmplat cu Audi? Dar se pare că au dat lovitura, mașina fiind mult mai puternică, dezvoltând undeva la 520 de cai, 650 de Nm. Motorul ăsta, de pe mașina asta, vine inclusiv pe Bentley Continental GT V8, dacă nu mă înșel, este exact același motor. Dar marea diferență la mașina asta este în momentul în care calci accelerația, pedala de accelerație. Gândiți-vă că are suta în 4,2 secunde. Este mai rapid ca un M5, care are 560 de cai putere. Și vorbim de o limuzină, o limuzină de 2 tone. Sunetul, bineînțeles, inconfundabil la un S8, acel Horkai Cross. Modelul pe care îl testăm astăzi vine cu foarte multe dotări de lux, inclusiv Night Vision, Full LED, cum am spus, încălzire în volan, pire cea mai bună calitate, sistem audio de altă fidelitate și cea mai scumpă opțiune, după părerea mea, celor de la Audi, și anume frânele carboceramice. Gândiți-vă că este o opțiune de aproape 12.000 de euro. Mașina asta e dată cu așa ceva, când ai pus o frână, practic te blochează într-o dată. Și suntem într-un Audi S8. Nu suntem într-o mașină sport. Vai de capul meu. Ce senzațional această mașină. În primul rând, modul cum stai în ea, din prima se vede clar că este o limuzină de lux, scaunul te cuprinde, parcă te și îmbrățișează. Toate materialele clasic Audi, cea mai bună calitate, cum spuneam. Și dacă o să te pun un timp puțin ploios, dar suntem asistați de 4. Și avem toată siguranța. Mașina, pentru cei care doresc, este de vânzare. Proprietarul s-a decis cu greu să renunțe la ea. Pentru doritori, puteți să luați legătura cu noi sau să punem acolo un anunț în descriere, datele de contact ale proprietarului. Asta a fost testul nostru de astăzi cu Audi S8. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canal. În felul acesta ne puteți ajuta să aducem mașini și mai tare și mai interesante pentru voi. O zi bună, la revedere!